Ținta vieții mele este Iisus cel răstignit. El, numai El, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, să ajung la stare de om mare, la înălțimea staturii plinătății Lui Hristos. Fratele Arcadie Nistor s-a predat Domnului în anul 1948, în mișcarea de trezire spirituală Oastea Domnului, înființată de preotul ortodox Iosif Trifa în 1923. Cu o smerenie și înțelepciune aleasă și sfântă, a lucrat cu hărnicie, vestind Evanghelia lui Hristos și păstrând învățătura curată a Oastei Domnului, din tinerețe până la bătrânețe. Prin toate suferințele și prigonirile îndurate, atât în libertate cât și în surghion, a umblat nedespărțit cu Domnul Iisus. Arcadie Nistor vine pe lume în 25 ianuarie 1924, pe frumoasele plaiuri bucovinene, fiind cel mai mic băiat din cei 10 copii ai părinților Simeon și Natalia Nistor, oameni gospodari din comuna Volovăț, județul Suceava. Cei 6 ani de școală primară pe care tânărul Arcadie i-a urmat în satul natal îi dezvoltă un deosebit gust al lecturii, căutând să citească tot ce-i cade în mână. Învață foarte bine și își dezvoltă un scris caligrafic, fapt pentru care, în armată, este încadrat ca furier la cercul teritorial Bârlad, unde este remarcat de către superiorii săi. La 24 de ani, este eliberat și se întoarce acasă. A venit din armată, ca tânăr, la 24 de ani, așa cum este tinerița. Dar nu era mulțumit, chiar dacă câte și o noapte întreagă. A doua, dar aveam așa niște mari regrete, îmi părea așa de rău. Ziceam, mai bine dormeam noaptea. Putem să avem avere, putem să avem o slujbă mare, putem să avem bani mulți, putem să purtăm un titlu, să avem orice. Să știți, nu mulțumește sufletul nostru. Sufletul nostru vrea ceva mai mult decât toate acestea. Mama sa, Natalia, și surorile sale erau credincioase și făceau parte din mișcarea duhovnicească Oastea Domnului din Biserica Ortodoxă. Adunările oastei se făceau chiar în casa lor. Trăind o dureroasă experiență personală, tânărul Arcadie realizează cât de zadarnică este viața și cât de nestatornice prieteniile pe care le avea. Astfel, se hotărăște să urmeze exemplul surorilor și al mamei lui. Miercurea seara am intrat în adunare. Am intrat hotărât să mă întorc la Dumnezeu. S-a început adunarea. Frate s-a rugat, s-a cântat și a început să vorbească. Vă mărturisesc că eu m-am simțit atât de pierdut și atât de păcătos și în inima mea am spus așa, eu nu sunt vrednic ca să stau între oamenii aceștia. Îi vedem de frați, pe surori, și mă gândeam în inima mea că sunt așa de păcătos, așa de pierdut, eu nu sunt vrednic ca să stau în mijlocul lor. Și am ieșit din adunare. Nu pentru că nu mi-a plăcut, nu pentru că aș fi renunțat la hotărârea mea să mă întorc la Dumnezeu, dar m-am simțit așa de păcătos că am spus, nu sunt vrednic să stau pentru ei. Frate, cât au vorbit ei în acele 26, nu au spus nici de fumat că nu e bun, nu au spus nici că nu e bun nici alcoolul, că este păcat să spui minciuni sau să blesteți sau să înjuri. Ei au vorbit despre Domnul Iisus. Cuvântul pe care l-am auzit la început, la începutul întoarcerii ele, a fost Domnul Iisus. Și în acele 26 ori, cât am stat în adunare, viața mea s-a schimbat din chestie. Eu n-am pe cărcat pișorul în bolă, eram la 24 de ani. Eu n-am mai intrat în cârșă. Eu n-am mai temat, eu n-am mai spus cuvinte murdare. Știți cum Domnul Iisus mi-a curățit inima, mi-a curățit sufletul. Am adus toate cărțile, scrisurile, amintirile, mărțișoare, tot ce am avut lumesc și am stat înaintea focului și câte una am pus, că nu poți să pui o soc de cărți, că nu arzi, că nu-i dușe. Le-am pus câte una
și o bucată de ce amar, totul. De urmă i-am adus aminte, cum spunea Părinte Iosif, să rupe bunțele, să rupe bunțele legături, înapoi cu lumea. Din ziua de 23 mai 1948, viața tânărului Arcadie cunoaște o schimbare profundă, nașterea din nou pentru împărăția lui Dumnezeu. A fost nelipsit apoi din adunările oaste Domnului din satul natal, cât și din țară, trăind intens dragostea pentru Domnul Iisus. Eram așa de fericit, vă mărturisesc. Abia așteptam duminica până miercurea seara. Îmi părea așa de lung timpul ăsta. Mă uitam din mâta pișieri la soare și îmi părea că aștept în loc. Parcă nu mai vine vreme seara și este vie să mă duc la adunare. În toamna aceluiași an se căsătorește cu tânăra Valeria, fiica adoptivă a fraților Ioan și trandafira Amoroz, cunoscuți ostași din zona Bucovinei. La nunta lor, din 10 octombrie 1948, participă frați și surori din oastea Domnului din 18 localități ale țării. Fratele Arcade, ca soț, ca tată, ca familist, a fost un om excepțional, extraordinar. Ca soț, din momentul în care s-a căsătorit cu mama, a fost nedespărțit, a ținut la mama extraordinar, chiar dacă aveau 75 de ani sau 80, mergeau din mână. Dragostea care i-a unit le-a rămas mereu tânără prin toate încercările vieții, așa încât la 50 de ani de căsătorie și-au sărbătorit nunta de aur cu o frumoasă adunare frățească. Am locuit împreună cu fratele Moroz. A fost un om al lui Dumnezeu, un om care s-a pus cu totul în slujba Domnului, începând imediat îndată de cușoa Sfințul asta Domnului, în 1929. Am locuit împreună până în 1959, deci 11 ani de la căsătoria noastră. Fratele Ioan Moroz a fost un fiu al răbdării și o jertfă a dragostei pentru Hristos. Pentru credința sa a îndurat suferințe și bătăi cumplite, dar i-a iertat pe chinuitorii săi, așa cum și Hristos. Până în 1000. Sfârșitul i-a fost strălucit, fiind înștiințat de un înger despre ziua când va fi luat acasă, la Domnul Iisus, pe care l-a iubit. Era în casă, era uite, soția Valeria și era o surâdea mătușului. Și a venit o păsărită, s-a pus așa pe crucea feriste și a bătut în geam. Până așa, ca un fulger, o fulgerat în casă. Și de soții mulți s-a spăriat, dar încă nu era vremea nici de tune, nici de fulger, nimic, era normal. Și de soții mulți, dar el a zâmbit bătrân și a spus așa, nu vă temeți, că a venit Îngerul Domnului și eu trebuie să mă duc cu el. Acum, Valeria a înțeles în ceașul lui. Roagă-te Îngerul Domnului să te mai lase. Că ce facem noi două femei? Copiii sunt mici și Arcadie nu știm când are să vină. Și au zis așa, eu le rugat pe Îngerul Domnului să mă lase, dacă s-a putea. Dar nu știu. Și acum mai târziu, nu spus. Cum l-a spus Valeria? Nu știam. Îngerul Domnului. Dar nu mai mă lase. Cum se așa? Cum se așa? Și mai târziu spus, am vorbit cu Îngerul Domnului și nu mă lasă decât până vineri, când Domnul Iisus a dat Duhul pe cruce, atunci trebuie să mă duc. Și așa. De la fratele Moroz, tânărul Arcadie învață dragostea și jertfa pentru Domnul Iisus. În noaptea de scări, noi stăteam într-o cameră aici, fie stăteam într-o cameră dincolo. Bătine s-a furișat și a venit aici, când a făcut percheziții, procese verbale și chestii. Dar pe bătinul a stat să vină. Și când securitatea m-a scos, i-am spus, dați-mi voi să mi-au rămas mult. Și am deschis ușa și l-am găsit prin gând. El m-a îmbrățișat, m-a înțelutat și am plecat. Bătinul a rămas prin gând. În spatea casei și când am întors, nu l-am găsit.
e plecat acasă. Arcadie și Valeria Nistor sunt binecuvântați de Dumnezeu cu 10 copii, 5 băieți înainte de închisoare și 5 fete după eliberare. În fiecare seară facea școală biblică cu 2-3 copii care eram cu el acolo. După ce ne spunea din Biblie, cântam, ne rugam, pentru 2 zile ne dădea ca temă ceva din Sfânta Scriptură să-i spunem, să vadă că rămâne ceva în inimile noastre și în gândul nostru așa din ceea ce ne-a spus el. Mai târziu am lucrat la o cooperativă constructorul și eram ajutor de magazinier. Era un cuptor cam dărâmat. În cuptorul acela era diferite vase, ulcioare, farfurii. Și dacă s-a dărâmat cuptorul acela, pe majoritatea l-a format. Și șeful acela de la ceramic a spus, băi, dacă găsiți ceva bun, e vostru, luați voi. Și am mers acolo și am ales eu câteva câini din asta, de pământ, așa, negri, cum se fac la margine. Și când le-am adus acasă, tatăl a zis, de unde-s astea? Zic, e de unde așa? Le-ai plătit? Nu. Du-le înapoi. Și nu le-a primit. Deci asta a fost tata meu, fratele Arcadie. Nu a permis un cap de ață ca să-i aducem acasă. Noi n-am fost oameni bogați. Noi am trăit cinstit. Și dacă trăiești cinstit, nu poți să faci alegeri. Trăiești așa, mărginești cinstit la puținul pe care îl ai. În 1948, statul impune bisericii oficiale desființarea tuturor asociațiilor religioase care funcționau în cadrul ei, indiferent de mărimea sau scopul lor. Este desființat oficial și Oastea Domnului, deși ea continuă să funcționeze ilegal. Încep represaliile împotriva fraților din partea organelor de stat, dar și din partea conducătorilor bisericii. Fratele Arcadie rămâne fidel hotărârii de a-L urma pe Hristos și se implică în continuare în adunările Oastei Domnului, în ciuda amenințărilor și a pericolelor care îi pândeau pe ostași. Cu fratele Traian s-a întâlnit pentru prima dată în 1949. Din întâlnirea aceea din 49, fratele Traian a avut o apreciere extraordinară asupra lui tata și l-a considerat ca un om de nădejde în lucrarea Oastei Domnului. Fratele Traian ne-a spus cu foarte multă seriozitate, când veți avea de luat hotărâri importante cu privire la Oastea Domnului, să nu le luați până când nu vă consultați cu fratele Arcadie. În vara anului 1956, Traian Dors, conducător al Oastei Domnului în perioada comunistă, este eliberat din domiciliu obligatoriu și, în 12 august 1956, îl cheamă pe fratele Arcadie la Cluj, la un sfat frățesc, unde se precizează clar poziția Oastei Domnului față de Biserica Ortodoxă și față de celelalte culte creștine. Oastea Domnului este adusă de Dumnezeu în biserica noastră pentru renașterea sufletească a bisericii. Și ea trebuie să rămână aici. Oastea nu se ocupă de botezul, nu se ocupă de Sfânta Împărtășanie s-o facă sau de alte lucrări. Oastea nu se ocupă și nu se leagă de slujba sau de tainele bisericii. Misiunea ei este să mărturisească pe Domnul Iisus, singurul care s-a jertfit pentru noi, care a sfârșit păcatul nostru, singurul nume dat sub cer în care trebuie să fie mântuit. Nu avem alt nume. Și așa noi am propovăduit. În 9 decembrie 1956, Arcadie Nistor primește o scrisoare de la Traian Dors. Acest fapt atrage și mai mult atenția securității asupra sa. Este de atunci urmărit și supravegheat tot timpul, fiind în mai multe rânduri ridicat din adunări și dus la sediul securității din Rădăuți, unde îi se pune în vedere să se lase de oaste. Pe la 1 și ceva noaptea, bate cineva în ușă. Tata sare repede, cine acolo? Securitatea, deschide. Și-au intrat doi înși securiști și șoferul de pe mașina securității. Au venit cu un ordin de percheziție. Tata avea toate
volumele din viețile sfinților, el așa a fost un colecționar de carte sfântă, deși unii găseau o carte bună, indiferent cât costa, el o cumpăra. A avut foarte multe cărți și le-a sortat. A avut câteva manuscrise care le-a luat, care au crezut că sunt importante pentru ei, le-a dat deoparte, care nu le-a dat în partea asta, au rămas foarte puține. Ca să spun așa, încărcat în mașină era cu un IMS-ul. În 1959 este arestat împreună cu alți 22 de frați ostași care alcătuiau lotul pe țară al oastei Domnului. Sunt judecați formal la Cluj și închiși în penitenciarul Gherla în 18 octombrie 1959. Când am ajuns la Cluj, în fața tribunalului, așa de mult frații era mai mulți și îi sunt de mult, nu se conducă o tulburare, se va... Nu ne mai dată jos în fața tribunalului, ne-au ocolit și în spatele tribunalului era un parcuriț. Și-au băgat cu mașina pe alie în parc, până în ușa din spate. Și mulțimea de frați pierdă pe lui pe mașină. Atitudinea lui la proces este una dintre cele mai demne și mai frumoase. Deși lasă acasă o soție bolnavă cu 5 copii săraci și lipsiți, el se comportă în tot timpul închisorilor în cel mai vrednic fel, căutând nu bunăvoința oamenilor, ci plăcerea voii lui Dumnezeu. Eu am fost al 18-lea clăvin. Dosare nu avem fiecare dosarul nostru, dar m-a întrebat și președintele tribunalului, era un major. Așa era de nervos. Știți cum? Nu știu cum să spun că de nervos era el, președintele tribunalului. Nu e tot așa de liniștit și tare și așa la speruie și știi de frate. Și n-am răspuns nimic. Am trecut bărbun. Uite, așa m-am uitat în ochii lui și în fața lui și n-am spus nimic. Știem un lucru, mi-a spus toată cineva, că dacă ești întrebat și anchetat, să te uiți în ochii anchetatorului, că e jumătate de putea el ia. Domnii de la CAP, și-o luat și calul cu căruța și porcul, scroafa și vacă, tot absolut o luat. Și-au făcut ăștia un proces verbal. Am rămas într-o stare extraordinar de grea. Mama era bolnavă, bătrâne, deci fratele Moroș, sora Trandafira, era și bătrâni, bolnavi, vă dați seama. Eram cel mai mare, 10 ani. În perioada următoare, iarnă de iarnă, eu, în timpul verii mai venea și mama în pădure și pregăteam să avem lemn pentru iarnă. Cum le aducem? Le aducem în spate. De multe ori avem de vară rămase lemne mai uscate, iar iarna, ca să nu le consumăm prea tare cele uscate care ardeau extraordinar, mergeam tot de două ori pe săptămână în pădurii cu săniuța, eu, și aducem lemne ca să putem să avem de pe o zi pe alta. Domnul a spus că El nu ne lasă. Și atunci când era criza mai mare în familia noastră, venea câte un frate și ne putea ajuta. În primele 7 luni la Gherla, fratele Arcadie stă în celulă cu încă 15 frați, îndurând împreună condițiile inumane, frigul și foamea, la care se adăugau lungile nopți cu anchete și bătăi crunte. Știind că mama era bolnavă, noi 5 copii, fără prea mare ajutor, îi spunea, băi Nistor, uite care-i treaba. Dacă tu semnezi aici cât te lași de oastea Domnului, mă îndemnea să pleci acasă. La prima strigare ai plecat acasă. Lasă-te și ai semnat. Și tata se gândea în momentul acela. Se gândea la noi acasă. Spunea că la fiecare în parte se gândea. Ilie, mă gândeam la tine, la Chiva, la Gheorghe, la Mamucta. Dar te ducea cu gândul la răsplătire, la cununa. Și îi spunea, nu, Domnule anchetator, de Domnul Iisus nu mă las. El este viața veșnică. Eu aici nu știu cât vom mai trăi pe pământul ăsta. Sunt vremelnic. Însă eu, dacă semnez aici, eu am să-mi pierd viața veșnică. Și mă tar înțelegi ce e așa să fie un lucru veșnic. Deci viață veșnică împreună cu Dumnezeu. Nu, Domnul Anchetator, nu mă las de oastea Domnului și de Domnul Iisus. Nu mă las. Calorifirea totdeauna reșe. Și noi pot închipui cu pantaloni scurți, nu așa. Și era așa de frig și pe jos era mult dai, zidul era de bombilor. Iarna și-a fost o iarnă grea și am dormit mult timp pe mult dai pe jos.
nu erau decât 23 de patru suprapuse și au fost un timp când noi am fost 100 de mieși într-o cameră. Și dormim jos, de la ușă până la geam, un simplu geam adică, și acela blocat cu jaluzeli. Ajunul Crăciunului din 1959, ca de obicei, în sărbători, în zilele de Paști sau de Crăciun, se făcea percheziție, ne întorcea saltelele pe dos, pături, bagajele care le aveam, o straiță cu câteva lucruri în ea, și le punea tot în grămadă și eram în celula 13, unde erau 106 oameni. Și toate acestea erau grămadă și plecau și spuneau adunațiile, 100 de oameni, să-ți alegi lucrurile. Și fratele Arcade, după ce s-a terminat tot aceea stare, a spus în celulă tuturor care erau acolo să nu vi se turbure inima și nu vi se sănânte. Noi trăim în vreme și în condiții foarte grele. Și în condiții grele se poate vedea caracterul unui om, se poate vedea dragostea lui, se poate vedea răbdarea lui, se poate vedea mila lui față de aproapele. În primăvara lui 1960 este scos la lucru în colonia Luciu Giurgeni, lucrând la podul ce traversează Dunărea. În cei 2 ani de muncă forțată, datorită condițiilor grele, lipsei alimentației și a igienei, se îmbolnăvește de hepatita epidemică și leptospiroză, o altă boală infecțioasă. Curând se termine, cât de greu ar fi astăzi, așa cum spune odată cineva, cât de amar și cât de greu să-mi fie astăzi, eu vreau să cânt. Și cântarea de azi o să înducească și necazul și durerea de mâine. Fiind inapt pentru muncă, este trimis la închisoarea Văcărești, din București, în sectorul deținuților politici. Aici stă din octombrie 1962 până în iunie 1963, când, tot bolnav, este retrimis la Gherla și închis în celula 107. Neștiind unii de alții, frații ostași trăiesc puternic dorul de părtășie, de adunare. Era ajunul adormirii Maicii Domnului din august 1963, când, din celula 77 de la Gherla, poetul Traian Dors privea cum șirul credincioșilor urcau dealul spre mănăstirea Nicula ca să se închine. Atunci au fost compuse versurile. Am fiat o văd de lacrimi și radul pe căraie, urcând spre rugăciune prin șansa de lumină. Cât vă cuprind prin grație și vă desprind prin zare, puneți un stol de înger cu Sfinteste Părine. Cum stați priviți Golgota de groază și de sânge, pe unele noastre trupuri se schimb în cer în moaște. Privind nesleite, abia pot să vă vadă, dar sufletul de mine și adânc vă recunoaște. Plecați, milocosiți și ucenici în pace, spre unde rugăciune și taină dau putere, dar sus de pe coline, cântați când veți întoarce, spre locul pătimirii, în plântii de viere. În 29 august 1963 are loc o reorganizare la închisoarea Gherla. Se fac mai multe schimbări în celule. Fratele Arcadie Nistor este mutat împreună cu fratele Traian Dors în celula 42. Aici stau până în 8 noiembrie 1963. Și în timpul ăsta, cât am stat împreună, am avut tot timpul ca să răscolim trecutul. Și eu povestit frate Traian de la începutul lucrării, munca lui, primul întâlnire în oasta Domnului, jeța părintele, toate mi le-au povestit. Și am tras cu învățătură din trecut, din greșelile care s-au făcut. Și acolo s-au luat niște hotărâri. Niște hotărâri care sunt valabile și astăzi. În volumul al treilea din istoria unei jertfe, Traian Dors consemnează cuvinte de apreciere pentru fratele Arcadie și alți 3 frați cu care era în celulă. Acești oameni duhovnicești și frați adevărați, de plin pătrunși și călăuziți de Duhul Domnului și de gândul lui Hristos în lucrarea oastei sale, mi-au fost de mare mângâiere și îmbărbătare în stările grele prin care am trecut în vremile acelea, după cele întâmplate cu ceilalți.
Fiind înzestrat cu o memorie de excepție, fratele Arcadie cunoaște pe din afară cuvântul lui Dumnezeu, fiind considerat Biblia din închisoare. În anii 68-69 au doi frați la noi în Oltenia, frații Lungureasa, fuseseră în pușcărie cu fratele și așa ne povestea. Fratele, zice, era memoria vie a fraților acolo. Le știe Evangheliile pe de rost și toate poeziile le învățau după numere. Poezia numărul cutare. Învățea cu versul, cu strofă și doar spunea, frate Arcadie, poezia 738. Imediat fratele Arcadie spunea. Frate Arcadie, la Ioan 14:20, frate Arcadie cita. Când s-a fost înregistrat o cântare, deci o memorat-o tata așa, eu pus o melodie și tata o cânta, singur în celulă. Nu s-a auzit nici un zgomot, nimica și gardianul și-l prinde cântând. A, tu cânti aici, 5 zile de carcere severă pentru treaba asta. Izolarea era așa. Era o cameră fără lumină și nu era nici saltie, nimica. Două zile stăteai plământ și a treia zi vedea rația de mâncare. Părâți de informatorii din celulă, conducerea penitenciarului ia măsuri drastice împotriva fraților ostași. În noiembrie 1963, Arcadie Nistor este trimis în delta Dunării, împreună cu fratele Popa Petru de la Batiz și Pop Alexandru. În coloniile de muncă din Balta Brăile se întâlnește și cu alți ostași, printre care fratele Cornel Rusu, Lazar Mortici și Valer Irinca. Mergeam pe dig, de la vadul oii, să facem digul, să nu iasă Dunărea. Și era mea mare, ger, cribăți cu un bite cea prin noi. Și când se mergea unul de altul, fratele Arcadie era mai înalt. Și noi cei trei cu fratele Mihai, puțin mai mici, cu Ghiță de la Galda, cu Ștefănescu de la, Timișoara, și eu mai la margine, zice, lasă bată în mine, să nu zbească în toți la fel, eu sunt mai înalt. Un alt episod spune, o stat la un moment dat cu Wulbrand în închisoare. Și Wulbrand era atât de bolnav, extraordinar de bolnav era. Din când în când le mai dădea voie să spele rufile și Wulbrand era cu hainele murdare și nu putea să le spele și mergea tata de multe ori și lua hainele și îi spăla pe Wulbrand. Și tata a fost voinic, dar el a fost mult mai voinic așa și de multe ori nu-i ajungea mâncarea și câteodată mai rupea din porția lui din mâncare, sarea peste o porție din turtoiul și ala și îi dădea și mânca Wulbrand. Ca să se poată menține cât de cât. Arcadie Nistor este liberat la 28 iulie 1964 și se întoarce acasă după 5 ani în care nu a știut nimic de familia sa. Am venit acasă, am găsit soția în viață bolnavă, am găsit copiii în viață, unii copii care erau mici, ei nu m-au cunoscut. Ca atunci când am fost arestat, avem 5 copii, cel mai mare nu avea 10 ani, este aici, în vie. Cel mai mic avea 3 luni și jumătate, de fratele Moroz nu l-a mai găsit în viață. Trecuse-l Domnul cu un an și ceva înainte de eu. Partea mea a fost de suferință acolo, familia a suferit acasă. Nu a fost ușor. Domnul a fost de partea noastră, Domnul ne-a sprijinit, Domnul ne-a mângâiat, ei ne-a îmbărbătat. În ziua când tata s-a apropiat de casă, vine de la după eliberare, erau foarte mulți copii pimași în fața căsii la noi, se jucau ca copii. Noi eram în casă și vine un băiat, un vecin de acolo de la noi și spune, strig, Leli Valeri, Leli Valeri. Și mama iese repede afară, ce măi, am ieșit și noi afară, vine Badea Arcadie de la închisoare. Răvășit așa, dar cu o bucurie pe față extraordinară. Și i-a îmbrățișat așa, într-o îmbrățișare pe toți câți eram în jurul lui. Deși este supravegheat în continuare de către autoritățile comuniste, fratele Arcadie continuă curajos activitatea sa în oastea Domnului.
La o săptămână de la eliberarea din închisoare, în ciuda restricțiilor impuse, organizează o adunare în casa lui, unde participă mulți frați care au aflat de întoarcerea sa. Dumnezeu a lăsat în mijlocul nostru oameni și bărbați pe care i-a pregătit în școala suferinței, în școala crucii, în școala vieții trăite cu Dumnezeu și pentru El și cauza Lui, care au primit lumină și înțelegere și pricepere să descopere, să arate, să spună tainele lui Dumnezeu pentru binele și mântuirea semenilor noștri și a noastră personală. Prețuiții, Bucovina a avut și are oameni care sunt vrednici de prețuit, de ascultat și de urmat. Fratele Arcadie Nistor participă apoi la multe întâlniri de sfat frățesc, ca cea de la Poiana Brașov din 7 noiembrie 1976. În astfel de întâlniri clandestine, împreună cu fratele Traian Dors, luptă pentru limpezirea fraților ostași, a căror învățătură a fost afectată în timpul prigoanei. Amenințările și presiunile făcute de către autoritățile statului și ale bisericii asupra ostașilor în acea perioadă, cât și influențele străine care veneau din partea unor culte neoprotestante, i-au făcut pe mulți frați ostași să se abată de la învățătura primită de la părintele Iosif Trifa. Unde extremele este dreapta și stânga? Spune în cartea, în Vechiul Testament, despre împăratul David, el păște oile și vinea ori ursul, ori mie, ori leu, ca să iei oile și săream la el. Și dacă sărea la dânsul, zice, îl rupim și îi rupim gura. Cuvântul ăsta, îi rupim gura. Foarte interesant cuvântul ăsta, îi rupim gura. Leu și ursul și acum, ce se întâmplă? Unul cu extremă de dreapta fură mielul și de stânga fură oaia. Pentru că prin tot formalistul ăsta, fără Hristos, îl fost de Hristos, îl este de Hristos. Iar partea de stânga fură oaia. Deci bine, lucrarea Domnului. Trage sufletul de parte, vezi la noi, nu e mântuire, știți? Fratele Arcadie a fost un factor de echilibru, un om de orientare sănătoasă, un stâlp de care cei care au vrut s-au putut prinde și sprijini pentru a nu cădea. Nici într-o parte, nici în alta, nici într-o extremă, nici în cealaltă. După căderea regimului comunist ateu, care a coincis și cu trecerea în eternitate a căpeteniei oastei Domnului, fratele și poetul Traian Dors, mișcarea oastei Domnului intră într-o nouă etapă. Fratele Arcadie Nistor va rămâne un factor de echilibru în noile frământări și lupte de după 1989. Acum trăim o vreme de încercare, o vreme de șergere pentru lucrare. Au pătruns printre noi. Știți câte vreme au fost? Vreme de strântorare. Lucrarea au fost curată și supărtat curată. Pentru că cei fricoși nu vineau, cei lași nu vineau. Și era bine, era pace, dar după și-o libertate au început din cazuri. S-au putut furișa între noi oameni din născut din nou, care însuflați cu un pic de Duhul Vreme, au început înțelegere, au început șertele. Și aș vrea să vă spun că în toate acestea, știți, singura soluție, singura scăpare pentru noi ca individ și ca lucrare cu asta Domnului este Iisus cel răstignit. Deci după 90, deci după trecerea la Domnul a fratelui Traian, el a simțit o mare greutate pe umerii lui. Tata s-a asumat o responsabilitate, veneau frați mai mulți și spunea, frate Arcadie, uite la noi în adunare, asta se întâmplă, nu se face bine, au început să facă niște lucruri care se fac la penticostale. Ce facem? Și tata totdeauna i-a îndrumat. Le-a dat sfaturi ceea ce trebuie să facă și nu a acceptat niciun fel de compromis de la regula asta oastei Domnului, de să mergem pe centru, să nu ne abatem nici pe dreapta, nici pe stânga. Drept ca un brad. Și așa cum a fost fizic, așa a fost și sufletește. În toate valurile acestea care au venit peste lucrarea oastei Domnului, el era unul
un sfătuitor, un priveghetor aici la fruntarele de nord. Chiar atunci când unora li se părea că fratele înclinat într-o parte sau fratele este umbrit de nu știu ce influență. El avea timpul lui de părtășie cu Dumnezeu, care îl aducea și îl călăuzea. Avea legătura și relația cu Dumnezeu, care nu îl lăsa și a rămas drept până la sfârșit și trupește și sufletește. Lui Divi, nu numai să ținem, dar și să luptăm ca să păstrăm aceste trei mari valori. Cuvântul liber, rugăciune liberă și cântare liberă. Prin cuvânt ne vorbește Domnul, prin rugăciune vorbim noi cu El, iar prin cântare îi aducem slavă. Cu 4 luni înainte de trecerea la Domnul, presimțindu-și sfârșitul, fratele Arcadie cheamă frații de pretutindeni pentru o ultimă stare de părtășie în adunare. La această chemare răspund cu aleasă dragoste și prețuire mulți frați și surori din țară și diaspora. Ultimele cuvinte acestea erau: fraților, să rămânem statornici, să rămânem indiferent ce se va întâmpla, chiar dacă vor veni din nou prigoane, chiar dacă vor veni greutăți, să nu ne depărtăm și să ținem linia de mijloc, centrul lucrării oastei Domnului, acolo este Domnul Iisus, să nu ne abatem nici la stânga, nici la dreapta, orice ar veni peste noi să rămânem statornici, dar oastea nu se va pierde, fiindcă oastea nu este nici al lui Arcadi, nici al lui Traian Dors, nici al lui Iosif Trifa, oastea este a Domnului și i-au venit prin înaintașii noștri vrednici să ne pregătim ca să îl întâlnim pe Domnul Iisus și să ne predăm Domnului cu toată puterea noastră și cu toată voința noastră, să facem voia Domnului, indiferent în ce condiții și în orice stare, dar să rămânem statornici. Slăbit de îndelungatele boli adunate încă din perioada carcerală, fratele Arcadie trece în ceata ostașilor biruitori în 16 decembrie 2006, împlinindu-i se marele dor al vieții, acela de a ajunge acasă, în brațele Domnului Iisus, pe care l-a iubit nespus. Iisuse, în aceste clipe de noapte, din locul acesta, dorul meu se îndreaptă spre Tine. Te chem, Te aștept pe Tine, mirele vieții mele. O, Doamne, ascultă-mă, privește suspinul meu. De aici de jos Te chem, din valea plângerii, din valea durerilor de pe acest pământ, unde Tu ai suferit așa de mult, ai suspinat și ai plâns. Ascultă-mă, o Iisuse, căci de aceea Te chem. Mi-e dor de Tine, sufletul meu însetat dorește pe Tine, numai pe Tine. Nu mai doresc nimic altceva, dar Te doresc pe Tine. De Tine simt nevoia pe acest pământ pustiu, numai de Tine. Ascultă-mă, Iisuse. Lasă ca din inima Ta plină de iubire să pornească o rază de iubire care să încălzească inima mea și veșnic să fie fierbinte pentru Tine, numai pentru Tine, Iisuse. Amin. Vino repede, iubitule. Fratele Arcadie Nistor a fost un hristocentric. Toată învățătura lui, toate scrierile lui, toate predicile, sfătuirile și îndemnurile lui erau axate pe lucrarea și ființa divină a iubitului său mântuitor. Spre el și-a revărsat tot focul dragostei curate, toată puterea viețuirii evanghelice de zi cu zi, din prima clipă a aflării și împăcării cu preadulcele mântuitor și până în cea din urmă clipă a vieții. În aceste clipe, când ochii îmi sunt în lacrimi, când inima mi arde de dor după Tine, Iisuse, aș vrea să-ți caut iubirea. Aș vrea să găsesc un cuvânt în care să pun toată dragostea mea pentru Tine, dar limba mea, grăiul meu este așa de sărac, încă nu pot găsi cuvântul în care să poată încăpea tot focul din inima mea. Eu spun, Te iubesc, nu pot trăi fără Tine, toată lumea aceasta nu mă poate mulțumi. Eu Te vreau numai pe Tine, Tu singură mi-ești de ajuns, numai Tu singur. Amin. A fost un enoriaș special al parohiei noastre,
avea o bunătate și o generozitate care pe mine mă copleșea. Ținea la mine ca la un copil al său. Uneori când mergeam la el, scotea câte o portocală sau o ciocolată pe care le avea, puse deoparte și mi le oferea. Atât de curat sufletește și el și sora Valeria, încât întotdeauna, de când i-am cunoscut aici în parohie, i-am spovedit împreună. Își iubea foarte mult, atât familia cât și nepoții. Când veneam să-i împărtășesc, toți nepoții erau lângă el, pregătiți să se împărtășească odată cu el. Cei care l-au cunoscut îndeaproape pe fratele Arcadie Nistor pot afirma cu tărie că dânsul nu știa să urască. Avea un respect deosebit pentru oameni, pentru biserică, pentru Dumnezeu. Chipul său blând de țăran bucovinean emana pace și se odihnea în Duhul Sfânt. În privirea lui senină răsărea de fiecare dată ceva tainic și sfânt, venit parcă din altă lume. Este paradoxal, dacă aș putea să spun așa, dar lucrurile s-au inversat puțin între noi. El a fost părintele meu duhovnicesc, iar eu am fost fiul lui. Îl simțeam atât de pur ca pe un copil. Puteai vorbi orice cu el. Iar dacă aveai un necaz, cuvintele lui erau ca un balsam pentru rănile tale. Dacă toți enoriașii parohiei ar fi ca fratele Arcadie, aș putea să spun că trăiesc de pe acum în rai, fără să exagerez. Cei care au fost prezenți la înmormântarea fratelui Arcadie își amintesc că au fost martorii unui semn divin. Pe cerul de deasupra Volovățului s-a observat în acea dimineață neguroasă o deschizătură de cer senin și apoi o rază de lumină. M-am uitat spre țară și am văzut o cruce a cărei capăt este la Sibiu. Începând cu părintele Iosif, că totdeauna când ne facem semnul Sfintei Cruci, ne întoarcem cu fața spre răsărit. Și apoi m-am uitat în dreapta și l-am văzut pe fratele Traian la un capăt al crucii. Și în stânga m-am adus aminte de alt capăt, acolo unde era fratele Nicolae Mihai. Și capătul de jos al crucii s-a oprit aici. Aici în nord, la fratele Arcadie. Nu greșesc când afirm cu toată convingerea a fost unul dintre mari viteji ai lui Neemia în această lucrare a oastei Domnului și a fost un stâlp puternic în lucrarea oastei Domnului. Din el a curs, așa cum spune Sfântul Evanghelist Ioan în Evanghelia după Ioan, har după har. Cuvântul lui era uns cu un har aparte. Prezența lui era un har aparte. Și Domnul ne-a binecuvântat cu bucurii și stări unice. Plecarea lui tata, al fratelui Arcadie, la Domnul, a fost ca un cutremur. În urma lui a rămas un gol imens. Și consider că și golul care l-a lăsat el, atât în familia noastră, fizică, cât și în familia spirituală a oastei Domnului a rămas un gol, datorită faptului că mulți frați au găsit înțelegere, au găsit sprijin, au găsit îmbărbătare în dialogul avut cu fratele Arcadie, cu tata. Mulți frați l-au plâns, mulți frați poate și-au îndreptat viața lor datorită lui. În unele locuri, chiar adunările, s-au rezolvat unele probleme, unii au fost mari frământare în adunări. Fratele Arcadie a trecut din mijlocul bucuriilor frățești pe care le-a dorit și le-a trăit totdeauna intens în mijlocul bucuriilor cerești, îngerești, total neumbrite. Dar fratele Arcadie n-a fost un biruitor oarecare. Fratele Arcadie, pe lângă faptul că a trăit o viață sfântă,
o viață model, a fost în ogorul Domnului și în lupta lui un lucrător priceput, destoinic și un luptător instruit, iscusit și viteaz. Atâta când mi-a stat în putință, nu eu, harul Dumnezeu, am căutat ca să afle lucrarea, adică pe Iisus și răstignit, că El este viața lucrării. A plecat de pe planele acestea ale rădăuțului un colindător la poarta raiului, se duce să colinde acolo fratele Arcadie. Și gazda primitoare, Mântuitorul așteaptă, frații, părintele Iosif, fratele Traian, abia așteaptă să-l primească. Dar este și partea cealaltă. Oasia de aici, luptătoare, a sărăcit cu un luptător de frunte. Dar oasia cea biruitoare a mai câștigat un rugător în fața lui Dumnezeu. Vom mai avea un sfânt acolo. Și în calendarul inimilor noastre vom mai avea o icoană. Ce s-ar putea asemui acest brav oștean al lui Hristos? Un far puternic, luminos și clar, care străpunge negura din vremurile noastre tulburi? Sau cu un izvor de iubire revărsat cu ape limpezi spre oricare ostenit? Sau poate cu un brad înalt, în preajma căruia respiri aerul veșniciei? Asemuieri de i-am găsit, un lucru rămâne sigur. A fost odată un om, un bărbat plin de Hristos. Ținta și rostul și rațiunea întregii sale existențe era Domnul Iisus. Zi de zi, an de an, în orice gând, în oricare gest, în fiecare faptă. Azi, la hotarul de nord al fronturilor oastei, un nume e chemat, numele ostașului biruitor, fratele Arcadie Nistor de la Burla, care a vegheat neobosit, care a îndrumat cu iubire, care și-a apărat neînduplecat solia lui Iisus și învățătura curată a oastei Domnului din Bucovina. Cine va călca pe urme, umblând cu Domnul Iisus?